Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Toată săptămâna am discutat despre a început anul școlar, cu bune, cu rele, care sunt problemele din învățământul românesc. Astăzi vom discuta despre un alt model de învățământ. Un alt model de învățământ care poate fi adoptat și de către statul nostru România. Despre acest model de învățământ discutăm astăzi cu domnul Dumitru Oprea, deputat din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule deputat, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Domnule deputat, un model de învățământ. Discutăm despre un alt model de învățământ decât cel cu care este obișnuit România, pentru că sistemul românesc este tributar anilor care au trecut, din epoca fostă apusă. Despre ce nou sistem credeți că, sau ce nou sistem credeți că s-ar putea aplica nu numai la noi în România, ci în toată comunitatea europeană? Aș vrea ca pe telespectatorii pe care am fost în măsură să-i mai determin să urmărească emisiunile de la dumneavoastră. Chiar cineva, un fost profesor de-al meu, acum o săptămână, îmi spunea: măi, să știi că m-ai făcut să nu dorm acum vreo două seri. Dar zic, da, de ce? Păi am văzut o emisiune foarte interesantă și când a mai venit și partea a doua reluată, nu știu la ce oră, am privit-o din nou. Eu n-aș vrea acum ca oamenii să fie doar la solicitarea mea ademeniți să stea la televizor, dar ce vă spun eu, se bazează pe studii foarte rigoroase ale structurilor europene. Comisia Europeană a făcut un astfel de studiu cât de atractive sunt țările membre ale Uniunii Europene pentru tehnologiile numite digitale, pentru digitalizarea. Ce înseamnă digitalizarea? Legătura între o masă de aici și cealaltă masă să nu mai facă prin oameni, ci cu un microprocesor transmite o undă și cealaltă masă o recepționează. Și amândouă spun, ne e cald, ne e frig, corect, intervine un calculator și reglează. Dar lucrurile astea sunt de mult rezolvate, formează așa numitul internet al lucrurilor. De vreo câțiva ani de zile, cei de la Philips au și spus, niciun produs realizat de Philips nu va mai pleca din banda de expediție fără microprocesoare incluse în ele. Corect. Și revin aici. România, în urma acelui sondaj făcut, din păcate, figura, n-am obișnuit cu lucrul ăsta, dar mi-e și rușine să-l mai spun, dar asta este realitatea. În coadă. Da. Noi nu avem deloc apetit, chiar dacă avem copii foarte buni pe tehnologii informaționale, România nu e formată numai din oameni care au terminat informatica. Așa este, da. Sunt și ceilalți care nu prea vor să percuteze. Și ca să transformi un nucleu de oameni care nu știu ce trebuie să facă, Comisia Europeană pune la dispoziție, rețineți, 380 de miliarde de euro. Oh, sunt bani. O sumă care e greu. Da. 380 de miliarde de euro. De asta am și accentuat. 380 de miliarde de euro pentru schimbarea mentalităților la nivelul întregii Europe vis-a-vis de modul în care se produc lucruri, modul în care se prestează servicii, modul în care se face educație și toate cele. Intră aici și educația. Eu am evitat să vin cu subiecte un pic tehnice. Poate să confirme, de exemplu, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, că l-am bombardat cu întrebări pe când România nu că legalizează, recunoaște că pierde niște venituri prin neimpozitarea criptomonedelor. Da, da. Este... Se pierd venituri colosale. Și acum, dacă ați urmărit, în sfârșit, deșteptarea a intervenit că persoanele care au astfel de criptomonede, care fac tranzacții cu... cu Bitcoin, cu Litecoin, cu Ethereum, sunt peste 1600 de criptomonede. Uniuni monetare, de monede de genul ăsta care la un loc formează criptomoneda sau moneda virtuală, numele concret al ei. Da. Deci, în astfel de cazuri, eu l-am bombardat pe guvernator când spuneți că în toată Europa se obțin impozite din tranzacțiile făcute cu
astfel de criptomonede și în România la fel. Pe de ani de zile, domnule, noi nu am impozitat. N-am făcut absolut nimic. Aveți un răspuns dat către guvernator? Tăcere. Am trimis și Ministerului Finanțelor, fiindcă aici este un întreg lanț. Și noi din Parlament ar fi trebuit să avem comisii. Corect. Când într-o țară se dă importanță unei criptomonede și unui nou fel de serviciu, că de fapt ce este acest trend pe care l-ați surprins foarte frumos prin titlu? Un nou model. Este modelul care folosește suportul informatic de la criptomonede, de la Bitcoin. Este un soft, așa cum Windows-ul îți permite să scrii texte și să trimiți scrisori nu scrise de mână, ci într-o secundă să ajungă în Australia sau în Statele Unite. Tehnologia asta a internetului este folosită într-un scop și mai performant. Te lasă pe tine, toți deștepții lumii care ar crește albine, s-ar putea aduna la solicitarea lor, fiindcă sunt rețele publice și rețele private. Uh-huh. În rețele private, toți apicultorii lumii ar face mult mai mulți bani împreună decât ar face fiecare separat. Separat, da. Și atunci, învățământul românesc în toată lumea se încearcă a ajunge sub forma asta. De asta vreau să spuneți că la ora actuală există o tendință la nivel mondial pentru un sistem de învățământ digitalizat? Da. Există și noi diplome. Există diplome scoase în mediul online. Cine sunt pionerii? Massachusetts Institute of Technology, MIT-ul, Marea Britanie, Nicosia, care de 4 ani de zile primește studenții la universitate acceptându-le criptomonede și universitatea primește bani sub forma asta, dar în același timp în școală este un curent pentru tehnologii moderne foarte puternic. Sunt nuclee în lume, iar acestea, la nivelul Statelor Unite ale Americii, acest soft special care stă în spatele unei noi forme de educație este cuplat cu Bitcoin-ul. Este moneda care a prins teren începând cu ianuarie 2009. Partea a doua, cea a Europei, este un Vitalik Buterin, un rus născut în Rusia, dar mers apoi în Canada cu părinții, care a creat așa numitul Ethereum, o altă monedă un pic mai performantă, fiindcă a fost o diferență de ani buni între 2009, când a apărut Bitcoin-ul, când a apărut Ethereum. Ethereum-ul în 2013-15. Deci sunt și școli, dar softul pentru educație este cam același. Ce ar trebui noi să facem? În primul rând, de ce am luat tema asta și v-am sugerat-o, ați fost foarte... ca întotdeauna cooperanți. Este de actualitate. Dar știți de ce? Fiindcă noi acum, peste 3 luni și un pic, preluăm președinția Comunității Europene. Exact. Așa este. Și va trebui să avem un plan de dezvoltare a Uniunii pentru cele 6 luni la care... Cei din Estonia au făcut minuni. Iar noi trebuie să demonstrăm că nu suntem sub estonieni. Că venim cu ceva nou și bun. Deci ceea ce vă propun eu acum și am propus și celor care fac parte din structurile decizionale ale țării, în jurul președintelui, să știți că este un nucleu la... Care a înțeles Ei sunt foarte departe cu un nucleu de cercetători, consilieri ai președintelui României pe probleme de genul ăsta. Dar nucleul ăla nu poate să facă minuni. Așa este. Nu, deci, așa este. În astfel de situații, de ce s-au creat astfel de sisteme, că și cele de educație? Dispar niște actori principali. Dacă eu vreau să mă înscriu la o universitate unde să învăț o meserie, nu contează care e meseria aia, mă duc, bat la poartă, îmi depun intenția și mă înscriu la universitatea asta care are studenți de pe toată planeta. Corect.
De pe toată planeta. Nu mai trebuie un accept al Comisiei de Admitere de la Universitatea Cuza sau Politehnica ea sau... Nu mai trebuie asta. Deci dispar așa numitele unități intermediare. Nu mai spune cineva, centru da, te las să studiezi. Nu, da. Domne. Nu plătești nicio taxă la înscriere. Corect. Pe parcurs sunt anumite taxe pentru tranzacțiile făcute. Dar astea sunt aspecte tehnice care vor fi rezolvate de alții. Corect. Deci, odată... Bun, stați alea, că dumneavoastră spuneți că eu de acum eu termin liceul în România și vreau să... Știu, să învăț meseria de constructor de mașini și da. Mi se pare că MIT-ul este cel care corespunde, nu? Mă înscriu da. La MIT, trimit o solicitare online. Fără probleme. Și sunt înscris la MIT. Da. Eu am fost la Stanford. Bun, dar problema este, mă duc la cursuri acolo la ei nu. Sau nu? Păi asta voiam să... Așa. Am început o frază. Da. Chiar am fost la Stanford. Da. Una dintre universitățile de top ale planetei, iar acolo cel mai bun student la învățământul de tip online de la mii de mile distanță era o studentă din Nigeria, cea mai bună, șefa de promoție a lor, care n-a ieșit din Nigeria, dar a luat cursurile în forma online, a răspuns la examinări, la teste și la toate cele, era geniul lor din online. Mai mult, în momentul de față, la marile universități ale lumii, nici nu se mai dau diplome diferențiate pentru învățământ. Da, aici vreau să ajung. Bun, perfect. Am terminat MIT-ul, da? Da. Care-i diploma aia care să fie recunoscut sau cum sau ce se întâmplă? Dacă punem sub semnul întrebării, dar asta o spun numai așa ca simplă poveste, ele, toate lanțurile astea, sunt autorizate și acreditate instantaneu de supercorporații care fac audit. Am înțeles. Adică auditarea, nu se chiar, joacă chiar, chiar și pentru bănci. Da. Eu pot să iau un credit de la o bancă fără să mai fie aprobarea băncii. Mm. Dar partea de control, partea de audit o fac superprofesioniștii care nu sunt de la banca aia. Normal. Fac parte dintr-un lanț, că de fapt lanțul ăsta este format din prea inteligenții pe anumite domenii. Un expert tehnic care face inventarul mașinilor lovite în accidentele din da, județul Iași. Plătește. Bun, timpul trece foarte, foarte da. Repede. Mai sunt foarte puține minute, cred că vreo două sau trei. Vreau să vă întreb un lucru. Modelul ăsta, noul model, da. E trendul mondial. Cam în cât timp credeți că s-ar putea implementa în țara noastră? Cât de repede posibil și încă poate să confirme, mă mir că n-a făcut prea multă propagandă colega Camelia Gavrilă, președinta Comisiei de Învățământ de la Camera Deputaților. În urmă cu câteva luni a dat drumul unei scrisori către Comisia Europeană, Parlamentul European și așa mai departe, exact la întrebări pe tema asta. Între 2018 și 2020, în țările membre ale Uniunii Europene trebuie să se întâmple adevărate minuni, inclusiv în România. Inclusiv în România, pentru că suntem membra Comunității Europene, iar din 1 ianuarie 2019, pentru 6 luni de zile, preluăm conducerea. Facem ordine în Europa. Ar trebui să facem ordine în Europa, da. Domnule profesor, pentru că sunteți și profesor recunoscut fără doar și poate, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Un subiect interesant care nu a fost epuizat și sunt convins că vom mai discuta despre el chiar până la sfârșitul acestui an, pentru că, iată, evenimentele se precipită. Doamnelor și domnilor, mă văd nevoit să pun punct ediției de astăzi, întrucât timpul alocat emisiunii s-a scurs. Vă las să vă gândiți la cele pe care le-ați auzit. Este introducerea. Așa, este introducerea în ceea ce înseamnă viitorul învățământului, nu numai românesc, viitorul învățământului european și, de ce nu, mondial. Până data viitoare, cele bune, la revedere!